Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Enelba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare prietenii mei, ce faceți? Eu sunt Electoratul și bine am găsit la un episod din seria noastră de Nu avem nicio serie, este un nou joc, se numește Car Mechanic Simulator 2021 și avem... practic trebuie să reparăm mașini. It's your first time play, we recommend to play the basic tutorial. No, eu nu vreau să joc cu tutorial. Astăzi ne jucăm fără tutorial, vreau să vedem ce iese. O să mai tăiem din acest videoclip pentru că s-ar putea să fie lung și s-ar putea ca eu să nu știu ce fac. Am văzut și acest joculeț pe internet, trebuie să se lanseze, încă nu s-a lansat. Dacă vă place și mie o să-mi placă, sigur, pentru că mă pricep cât de cât la mecanică, între ghilimele, apăsați butonul ăla de like, iar noi, desigur, o să jucăm acest joculeț în viitor. Ia să vedem. Acesta este serviciul nostru. Bă, cam măricel serviciul ăsta, bă. Avem două elevatoare aici, din ce vedem noi la prima vedere. O grămadă de chestiuții, sprinkler. Ăsta e pentru arcul de la mașină. Ăștia sunt de demontat și echilibrat roțile, cum avem la vulcanizare. Pe aici și avem repair table. Mamă, aici avem și de reparat. Păi stai mă un pic, ăsta nu mai mecanic care schimbă, ăștia și repară. Chestia asta e ideea de trage uleiul. Avem aici un calculator din anii 90. Perfect. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place, vreți să vedeți episoadele în continuare. Bun. Cum intru în meniu? T e shop-ul. R E Q A S W M A A M, a, nu e bine, mă. Sigur. Am greșit. Îmi spune că asta e mașina pe care noi trebuie să o facem. Pui mei, nici măcar n-are, frate, asta nici măcar n-are roată, nici suspensie. Bă, asta n-are nimic aici, nebună. Am revenit, prietenii mei. A trebuit să ies puțin din joc, am avut ceva treabă de făcut și cred că am făcut o altă salvare, nu sunt sigur. Ideea e că pentru a putea lua comenzi și toate cele la jocul ăsta, trebuie să intrăm aici. Știi, vedeți, click dreapta, orders și lei de aici și dai dublu click pe ea sau cum să face, nu știu. Ok, take order de pe enter. Are niște comenzi și ciudățele. Ia uite-le ea. Avem un Ford Fiesta, cred că este, sau Focus, nu sunt sigur. Mă... cred că e Fiesta totuși, cam ititel să fie Focus. Care a venit aici și la mecanicul lectoratul țăpligă, sau țăpligă, cum vreți voi să ziceți. Și tot aici, pardon, nu avem orders, dar dacă mergem frumos pe mașinuță și dăm click dreapta, putem să vedem car status. Avem așa, versiunea standard, mă rog, o tonă 600. Și avem 62.000 de kilometri la borbă, nu era deloc mașinuța, chiar merge bine. Avem 279 de cai puternici și 3380 de nm, benzinar, sigur că da, puternic. Și cam asta avem noi de schimbat la ea. Avem discuri de frână ventilate, plăcuțe de frână pe toate patru roțile. Nu știu ce înseamnă, sigur, ignition coil, trebuie să văd. Ignition coil, chiar nu sunt sigur ce înseamnă. Ce mai e aici? Outer tie road, nici asta nu știu sigur ce înseamnă. Serpentine belt. Samba, picioare, spark plug, sunt bujiile, wheel hub bearing și wheel hub bearing. Ăștia ar trebui să fie pui mei, ceva oricum pe la roți. Bun, hai să băgăm mașina înăuntru. Ia să vedem, asta merge? Dacă ne suim în ea noi, oare merge? Ia să vedem. Drive the car, start the car. Bă, nu merge și nici nu putem să o conducem, deci trebuie să ieșim din ea pentru că nu vrea să funcționeze. Așa că o să o luăm și o să mutăm pe elevator. Ia să vedem pe primul elevator. Și hai să vedem ce pui mei trebuie să schimbăm noi pe ăla. Ce motor avem aici și ăsta lipsește. Windshield. Bă, așa curat e ăsta de parbriz. Bă, dar oricum mașina asta e ca lumea, mă, și uitați-vă la ea. Din nou, hai să vedem ce avem de făcut, că nu aici. Trebuie să ținem click-ul pe mașină ca să vedem ce avem de făcut. Plăcuțe de frână pe toate roțile și brake de disc ventilation. Bă, haide să vedem cum pui mai facem cu elevatorul ăsta. O băgăm sub elevator, o ridicăm o leacă, măcar un pic. Și hai să vedem ce facem noi aici. Ia să vedem, dăm work aici și la roată. Cum îi facem? Stai să dăm roata jos. Prezoanele afară. Așa. Dă roata afară, perfect. Ia uite, discurile sunt varză. Take part off. Asta trebuie să... bine, ok, înainte de toate trebuie să dăm ăsta etrierul, pui mei jos. Și suntem așa de nabi. I-am dat jos. Discul trebuie să-l dăm jos. Așa ușor ia să discul, mâncați-și. Ok. Și acum, în teorie, ce ar trebui noi să facem la toată chestiunea asta, ar trebui să mergem aici și la calculator, să vedem. Și să mergem la main shop, plate, interior shop, plate, body shop, parts. Aici ar trebui să fie și aici ar trebui să căutăm noi pe partea de suspensie, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie, nu, pe partea de frânare. Și avem brake ventilated disc, ne trebuie două din astea, o să le cumpărăm și ne mai trebuiesc plăcuțe de frână, tot două bucăți. Dar de fapt plăcuțele de frână cred că
Ne trebuie 4. Nu știu de ce sunt așa puține, pentru că față, spate, plăcuțele de fân ar trebui să fie diferite, nu ar trebui să fie la fel. Hai să vedem. Cum facem să focus o împart? Cum facem să punem? Vreau să le pun înapoi, băi, copiilor. Part mount, ok. Punem ăsta aici așa. Discul, pe ăsta sigur că da. Punem plăcuțele de frână. Le punem și pe astea. Trebuie să punem vetrierul. Bun, punem și pe ăsta. Da, mă rog, ăștia erau în stare ok, eu nu aveau treabă cu ele. Și bă, cam atâta, nu? Uite pe asta, trebuie să punem și roata. Sigur că da. Prezoanele bune, n-avem nevoie de altele. Și gata. Cred că ar trebui să fie gata, a? Mecanicul țăplig a rezolvat o bucată de roată. Ia să vedem. Uite, am făcut brake disc ventilated și brake pads. Asta am avut pe roțile din față. Același lucru trebuie să facem aici așa. În același mod. Prezonul ăsta e uzat. Ăsta. Meee. Luzen up. Îi dăm cu spray. Bă, ești nebun, mișto. Mișto. Deci îi dăm cu spray, pentru că era gripat și a trebuit să-l scoatem, știi? Și am dat cu spray. Bă, nu erau deloc. Dă și ăsta jos. Și acum hai să montăm părțile, că le-am cumpărat, că știam dinainte ce trebuie să facem. Le montăm și pe ăștia. Plăcuțele, montăm metrierul. Hai da, tati. Rapid, așa, cu pompa lui de frână. Pistonașul, de fapt. Și acum montăm și roata. Sigur că da. Bă, prezoanele sunt bune, văd. Nu am cumpărat altele, să fie sănătos. Gata, tati. E, mașina e ca nouă, mă. Ia stai, nu aici. Trebuie să dai click pe mașină. Uite, vedeți, am făcut 4 lucruri care trebuia. Brake pads pe spate, trebuie făcute același lucru și pe spate. O să dăm pe asta jos. Ăsta și ăsta este uzat, șurubul. Ok, prietenii mei, am aflat și ce sunt ăștia. Exact cum așteptam, ignition coil este injectorul. Outer tie road este... Ce pui mi-era outer tie road? Că sunt două. Outer tie road, să îmi bat picioarele, am uitat. Outer tie road ce erau. În fine, ăsta alt de aici, de serpentine belt, este cu raua de accesorii sau de distribuție, nu sunt sigur, dar cred că distribuția. Spark plug sunt bujiile, wheel hub bearing este rulmentul, care dacă e rulmentul ar trebui să fie aici undeva, sunt două, deci probabil ora sunt ambele pe o parte, or habar nu am care-i treaba cu ele. Ah, gata, știu ce este ăsta. Unde e, mă? Outer tie road. Outer tie road este capul de bară, dar cel din exterior. M-am uitat gen, doar am căutat denumirile, nu m-am uitat gen să văd cum se fac, pentru că eu știu unde sunt piesele de la mașină, că mă mai pricep și eu așa cât de cât la mașini, cât de cât așa. Bă, hai să umblăm la motor un pic. Ia să vedem. Noi avem nevoie aici. Ignition coil, autele. Hai să le dăm noi jos. Așa ușor ies injectoarele afară? Pe bune? Mamă, dar ăsta avea toate injectoarele terminate, frate, ești nebun la cap? Ok, o să ieșim de aici așa și mergem să-i cumpărăm la om injectoare, în puii mei, ești nebună. Trebuie să dăm aici așa pe tabletă, mă rog, și trebuia să intrăm la alt magazin, la Electronics and Parts. Aici găseam ăsta, injectorul și cu spark plug și ce puii mei ne mai trebuie nouă, dar nici nu mai știu ce ne mai trebuie, ia să vedem. Ne trebuie ignition coil și spark plug. Toate bujiile de aici ar trebui să fie aici în zona asta, spark plug, da, trebuie să le dăm jos. Bujiile sunt frumos în capetele injectoarelor, frumos. Scuze, deci trebuie să ții cu click-ul fix unde trebuie pe ele, uite. Asta trebuie noi să schimbăm, toate au fost deteriorate. Și dăm frumos aici pe tabletă și ne ducem și luăm spark plug, luăm 4 bucăți. 4 bucăți și luăm și injectoare. Asta e injectoare, nu, dar nu sunt injectoare, mă, mâncați așa. Ignition coil. Să îmi bat picioarele, nu știu dacă sunt injectoare sau nu, ignition coil. Să îmi bat picioarele, nu știu. E posibil să fi spus eu greșit, dar în fine. Hai să montăm piesele înapoi, ce dorești? Mulțumesc. O să folosim asta, o să folosim asta, o să folosim asta și o să folosim asta. Bun, perfect. Acum o să punem și... Dar nu sunt injectoare, nu știu cum se numesc ăștia, să-mi bag picioarele. Ignition coil. Am făcut treaba asta, sunt curios dacă s-a băgat aici, dacă ar status, da. Ne mai trebuie o plăcuță pe spate, ne trebuie brațele pe față, ne trebuie și rulmenții. Ia să vedem. Trebuie să umblăm din nou aici, pentru că cel mai probabil rulmenții sunt aici. Pe față, de obicei, într-un menții. Trebuia să le schimb odată cu astea. Vreau să văd dacă am greșit eu cumva. Asta e, când ești mecanic începător, faci munca de două ori. Că, na, ce să faci? Discul și cred că wheel front wheel hub. Dar acolo ne zice ce wheel hub să schimbăm. Bearing. Wheel hub bearing. Ăsta era bun. Deci nu aici trebuia să umblăm. Deci nu trebuie să schimbăm. Adică, mă rog, trebuie să schimbăm rulmentul, dar nu pe tot. Nu tot rulmentul. Ok, am înțeles. Băgăm înapoi.
El Habering, ăsta era bun. Deci n-avem ce să căutăm la el, că era bun. Pune și plăcuțele de fân înapoi. Pune și asta înapoi. Așa, bun. Pune și asta înapoi. Asta e trierul, sigur că da. Și roata să o punem înapoi. Așa, cu toate prezoanele și aici este totul bine. Bun, deci înseamnă că sunt în față alea, cred că deteriorate și mai probabil. Bine, într-un fel și normal să fie în față, pentru că în față e cel mai mare șoc, să zic așa, pentru că e și tracțiune față și... Bine, de fapt asta ar putea să fie 4-4, da? Mă rog, o să vedem. Și trebuie să umblăm, uite, wheel hubbering, ăsta era stricat. Ok, tot aici și în față avem capetele de bară care sunt duse și trebuie schimbate pe ambele părți. Bun, și acum... Haideți să le și cumpărăm, să zic așa, ia să vedem tabletă, dăm înapoi aici și așa, la body parts și avem așa, hub, avem așa, wheel hub cap, wheel hub bearing, ne trebuie două bucăți din astea și în afară de astea ne trebuie și pe parte de suspensie, capetele de bară, dar unde sunt capetele de bară? Ideea e că eu în română le știu mult mai ușor, știi, decât în engleză. În engleză mă cam dă peste cap toată treaba asta, dar nu mai știu cum se numește chestia aia pe care eu am luat-o. Front drive, bla 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 bla, intrăm și ne uităm în inventar și căutăm care e ăla de l-am scos noi. Front drive axle. Dar nu ăsta a fost slab. Nu... Ce am scos eu, frate, de nu era bun? Outer tie road, ok. Outer tie road, ia să vedem. Tie road. Nu avem. Outer. Outer. Uite, asta sunt. Și o să-mi trebuiască două. De bine că nu-ți zice stânga sau dreapta, deci... na. Hai să băgăm aici. Să băgăm pe montare. Și să băgăm aici ăsta. Ăsta-l bun, ok. Să băgăm aici și pe montare ăsta. Bun. Ăsta are un șurubel. Punem discul înapoi. Bun. Punem metrierii înapoi. A, bă, că sunt mecanic. Nu știu încă, nu știu toate denumirile. Știi că, na, în engleză nu le știi față de română. Dacă îmi zicea în română, vai de mine. A, uite, ce, mă, nu am pus planetara înapoi, ești nebun la cap. Cum pui? Da, a dat toată planetara jos, ok. A făcut el așa ceva, jocul ăsta nebun a dat toată planetara jos. Mi se pare cam mult, sincer, dar gata. Hai să vedem ce am schimbat. Am făcut toate ăștia. Uite, am schimbat un cap de bară. Am schimbat și un rulment, mai avem câteva lucruri de făcut. Același lucru trebuie să-l facem și aici. Trebuie să dăm jos chestiuța asta. În primul rând, hop, ca să ajungem la rulment. Ajungem la rulment, rulmentul ăsta e obosit rău de tot. Și avem aici și capul de bară, care și ăsta e obosit racu de el. Și acum trecem la montarea lor, că le-am cumpărat dinainte, că am știut. Dați un pic aici, așa mai avem de montat rulmentul, că e bun, sigur că da. Montăm, nu, băi, dă-l jos! Dă-l jos, ce pui mi-am făcut, mă? I-am pus la om discul prost înapoi. Băi, să pligă mecanicule, ce ai făcut, măi, nebunule? Așa, să punem și asta înapoi. Bă, planetara văd că era bună. Plăcuțele de frână, sigur că da. Punem și etrierul înapoi cu pistonașul, sigur. Și mai avem de pus geanta, sigur că da. Hai. Bă, dar a fost o comandă destul de mare la omul ăsta, cred că sper că-i luăm o grămadă de bani. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Și mai avem doar cureaua de la distribuție sau accesorii. Nu sunt sigur încă unde trebuie să umblăm. Dar nu o văd. Unde ești, măi? Cred că asta e Serpentine Belt. Dar nu știu dacă e asta. Hai să o dăm jos să vedem dacă e asta. Aoleo, puhuhuhu. Ca să umblăm aici, prietenii mei, deci e Serpentine Belt B și B. Asta trebuie să fie sigur. Dar ca să umblăm acolo trebuie să scoatem rola de la întinzător. Sigur că da. Și acum ar trebui să putem să umblăm la curelușă. Dar nu era așa dusă. Să nu fie asta? Păi și dacă nu e asta, care ar fi? Asta văd că nu are o altă curea. Doar una singură avem aici. Și o singură curea la distribuție și accesorii și toate cele. Nu avem două. Trebuie să mă uit sigur să văd dacă asta este. Da, ăsta vrea să o schimbe preventiv, aparent. Așa că o să o cumpărăm și o să o schimbăm. Sigur că, da, pe ce? Noi suntem oameni care nu schimbăm ce vrea clientul. Sigur că nu. Doamne ferește. Așa, băgăm și rubelul în el. Bă, și cam asta ar trebui să fie, nu? A, ce, bă? Schimbat-o, ești nebun la cap? Oh, shit. Oh, shit. Mamă. Cred că acolo e fratea aia. Taoleo. Pai de mine, cum umblăm noi acolo, mâncați-și.
Cum umblă pe partea asta de la motor? Trebuie să scoate mustacina, probabil. Eu din... Ok, ia să ne... Putem să umblăm aici acum? Nu. Să-mi ba picioarele, cum dai o capacul ăsta jos de la motor, mâncavaș? Hai de mine... Cred că știu cum. Cred că știu cum și s-ar putea să fie complicat are de la jos. Ok, trebuie să dăm jos asta. Dă-i cu... cu spray. Acum abia putem umbla. Fai de mine. Hai de mine, m-am spart. Eu cred că la asta trebuia să umblu, sincer. Cred că asta era deteriorată. Fai de mine, da, asta este distribuția. Aia era de accesorii, frate. Ok, gal. Asta de ce cu galben? Deci, pe care? Oh, ăsta e întinzătorul. Ăsta e întinzătorul. Bine, și ăla alt avea întinzător, da. Ok, pot să o scot. Da, bă, asta era. Serpentil Bell A14B. Deci pe asta trebuie să o cumpărăm noi. A14B. Unde ești, frate? A14B, bun. Ok. Trebuia să scurgem și ăsta. Am făcut mizerie pe aici, îmi pare rău. Asta este data viitoare. Montare. Montăm cureaua înapoi. Așa. Montăm ăsta înapoi. Întinzătorul. Pac. Montăm capacul înapoi. Asta trebuia. Am schimbat una degeaba. Asta e. Manopera gratis. Dacă sunt prost, sunt prost. N-am ce să fac. Bateria. Îi punem rezervorul înapoi. Și cam asta ar trebui să fie, nu? Da, frate. Gata. Și acum? Și cam asta ar trebui să fie cu ea. Băi, ești nebun. Am făcut-o, mă. Ce pui mei. Păi mă face ea pe mine. Ia dă-o tu afară, mă. Dă-o afară. Garage entrance. Ei, ia să vedem. Bă, prietene. Vino să-ți iei mașina că e gata. Bine, băieți, că am atât să fiu cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați și voi butonașul ăla de like. Am reușit să reparăm. A fost o comandă destul de complicată și n-am știut eu sigur ce înseamnă toate piesele în engleză, dar am dus-o la bun sfârșit. Iar desfăie mă por bagajul. Da, frumoasă mașină, frumoasă. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonașul de like și când o să iasă jocul ăsta full, o să ne jucăm, dacă strângeți suficiente like-uri. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.